mulțumim că ați venit la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Șah, Salina Turda, care se desfășoară, uitați-vă în ce condiții minunate. Eu, în numele organizatorilor, vă doresc mult succes, dar vreau să fiți și primiți pe perioada celor 5 zile pe care se desfășoară acest turneu. Vreau să mulțumesc sponsorilor și, în primul rând, domnului primar, Cristian Octavian Matei, care este prezent și ne face o deosebită plăcere că a putut să vină să deschidă acest Festival Internațional de Șah. O să dau cuvântul dânsului să vă spună și ceva. Să știți că este foarte apropiat copiilor pentru acest sport cu uniți. Mulțumesc, domnule Tina. Vă salut pe toți. Am un sentiment de emoție pentru faptul că acest frumos eveniment se desfășoară în Salina Turda. Am un sentiment de emoție pentru acești micuți plini de existență pe care îi salut pe toți. Salut pe toți cei mari părinți, bunici, antrenori și ce reprezentați dumneavoastră. Mă simt deosebit de onorat pentru faptul că am fost invitat la acest eveniment, unde regăsim cu mulți prieteni. Prilej cu care aș dori să vă transmit deschiderea mea totală. Deschiderea mea totală pentru sportul minții, pentru acești copii minunați care practică acest sport și nu în ultimul rând pentru domnul antrenor Marin Fântână, care se remarcă, îl felicit pentru tot ceea ce face, are rezultate deosebite și se remarcă prin faptul că ceea ce știe reușește să și dăruiască. Adică, de facă pe acești copii isteți să priceapă tainele șahului și să, dacă se poate, să-și realizeze și o carieră în acest domeniu sportiv. Eu sunt o persoană care susțin sportul în general, absolut. Toate sporturile, indiferent diferite forme, inclusiv șahul. Am urmărit de aproape activitatea domnului Fântână și a copiilor noștri din Turda, care practică acest sport. Am reușit să-i ajut și financiar, indiferent de poziția în care m-am aflat. Iar acum, în calitate de primar, cu atât mai mult, o să facem tot posibilul ca să dezvolte toate sporturile în Turda, lucru care, în ultima perioadă, a rămas puțin în urmă. N-aș vrea să vă mulțumesc, aș vrea numai să vă spun că ne suntem onorați că vă avem în mijlocul nostru, pe cei care nu sunt din Turda, că sunteți în pântecele acestei perle mondiale, Salina Turda. Vă invităm cu drag, de câte ori aveți ocazia, să reveniți aici. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți și vă doresc mult succes în competiție. Mulțumesc! Bună ziua și bun venit la Salina Turda. Pentru România și ca și reprezentant al Salinei, vreau să vă transmit că este o onoare și, în același timp, o plăcere să vă avem alături de noi. Asta, în primul rând, pentru că voi sunteți viitorul nostru. Mă bucur foarte mult să văd copiii aici, să văd că fac sport. Asta pentru că sportul, din punctul meu de vedere, ca și practicant, să spun așa, chiar dacă nu sunt foarte bun la așa, este un lucru extraordinar de bun. Asta ne spuneau și filozofii în antichitate, o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Acest lucru mă bucur foarte mult că puteți să-l faceți de mici copii și sunt convins că acest lucru voi îl veți transmite mai departe. Astfel vom putea crește și vom putea fi o populație, o comunitate mult mai sănătoasă și care, cu siguranță, vom avea rezultate în sport. La fel ca și domnul primar, sunt o persoană care sunt alături de sport,
orice sport este binevenit, este bine să-l practicăm, chiar dacă nu-l facem de performanță, este un lucru extraordinar de bun să încercăm să facem mișcare, indiferent că facem mișcare fizică sau ne folosim doar mintea pentru a câștiga o competiție. Acest lucru ne va duce pe culmi mai înalte și vom reuși să fim din ce în ce mai buni. În acest sens, vreau să vă urez mult succes, multă baftă și multe încurajări din partea pentru părinți și pentru persoanele care sunt alături de voi. Mulțumesc! Este o onoare și un privilegiu să putem să fim alături de dumneavoastră și în special de acești mitos extraordinari care sunt viitorul de atât și prezentul nostru, care de acum încep să își ia aripi să zboare și este o bucurie și o onoare pentru noi să putem să le fim alături. Aș dori ca fiecare în parte să încerce să facă ceva pentru acest sport, deoarece acest sport pune mintea la contribuție și dacă aplicăm legile acestui sport în viața noastră reală, o să ne ajute foarte mult. Gândiți-vă doar la faptul că un simplu pion, care pentru unii poate nu valorează nimic, se poate transforma într-un gigant. Poate ajunge o regină. Așa că unul dintre acești pituți ai noștri poate să ajungă un campion național sau internațional în scurt timp. Așa că eu le doresc succes, sunt alături și eu de voi și multă baftă în continuare. Mulțumesc! Faceți doar 2, 3, 4 mutări, să nu credeți că o să vă dau remiză.
Deci o să dau remiză doar dacă în alea două minute puteți să faceți 10-15 mutări și, într-adevăr, poziția este moartă și adversarul doar așteaptă să vă treacă timpul. Deci cadrul trebuie să fie foarte clar. Încă un lucru care, în mod normal, a apărut acum 2 ani, ar trebui să știe toată lumea, dar vreau să-l clarificăm. La două mutări imposibile se pierde partida. Mutarea imposibilă este considerată atunci când mutarea este neregulamentară și ați pornit, ați apăsat ceasul de control. La cei de categoria 8 ani nu este obligatorie scrierea partidei, dar cei care nu scriu o să-i penalizez cu 15 minute din timp. Deci o să trec pe la mese și o să le dau 15 minute. Bun. Cred că toate lucrurile sunt clare. Vă aștept să confirmați că sunteți aici ca să pot să fac toate. Vă doresc succes și cei mai buni să fiți.